scos din minci, nu mai vreau. Nu știu, nu înțeleg de ce mai stau. Iubesc sau te urăsc, urăsc sau te iubesc, nu știu. Mai vrut și nu te-am vrut, acum te vreau, dai prea târziu. Hai să vă auzim, tare! Oficialul merg de bine. De tine, de tine, de tine, de tine, de tine, să nu mai spui la nimeni. Suntem alături de Smiley în acest moment, după mai bine de o oră de muzică live. Smiley, cum ești, cum te simți? Băi, eu foarte bine, sunt, n-am de ce să mă plâng. E cea mai frumoasă meserie din lume, să vii să distrezi lumea, să, adică mă bucur de treaba asta și după atâta timp în care am lipsit de pe scenă, ne-a lipsit tuturor și apreciem și suntem mai recunoscători pentru ceea ce primim în fiecare zi. Asta spuneai mai devreme și în timpul concertului, un an și jumătate de stat în sufragerie și repetat acolo. Cum e energia asta? Simți emoții apropo de reîntâlnirea cu publicul? Eu da, sunt foarte emoționat, mai ales că sunt multe piese pe care le-am lansat în timpul ăsta și nu știu dacă le știu. Cei drept, când am început concertele, la începutul verii, mă gândeam, bă, ne mai știu oamenii, mai știu piesele și mai aduc aminte de noi. Oare știu piesele astea noi pe care le-am lansat? Că nu, dacă nu te întâlnești cu ei, pentru mine asta e cea mai mare bucurie, să mă întâlnesc cu oamenii și să cântăm împreună. Așa, topuri, radiouri, nu știu ce, it's ok, dar finalul e ăsta, când te întâlnești cu oamenii și cântăm împreună. Asta e finalul și asta e cea mai mare satisfacție, să vezi că oamenii știu piesele. Partea bună e că ți-au răspuns ei la întrebarea asta, pentru că au cântat tot timpul alături de Smiley. Vorba ta, la un moment dat, dacă ar fi să nu mai cânt, să uiți versurile, cu siguranță ei te vor acompania apropo de melodie. Da, nu, că să știi că mi se mai întâmplă în timpul concertelor, mai uit așa câte un vers, două, câte un cuvânt, mi se mai întâmplă. Uite, apropo de asta, hai să luăm așa o perspectivă din interior. Ce se întâmplă cu un artist? Să zicem că uită un vers. Ce faci în momentul acela? Apelezi la public sau improvizezi? Câteodată le mai încurc, pentru că sunt multe și unele piese pe care nu le cânt foarte des, le mai uit, le pui în alte sertare și, na, mă rog, le accesez mai greu în timpul concertului. Mai improvizez sau las microfonul și zic, dau așa de un număr și zic, am uitat versul, ce să fac. Da, nu mi se întâmplă des, adică nu. Dar puteți să veniți la concerte să vedeți dacă mi se întâmplă sau nu. Ce mai fost înainte? Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit. Ai rămas în urmă, poate m-am grăbit. Te strâng la fel în brațe, dar nu mai simt nimic. Hai, toată lumea! Ce mai fac străine? Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit. Ai rămas în urmă, poate m-am grăbit. Te strâng la fel în brațe, dar nu. Cum a fost pentru Smiley perioada aceasta de pandemie, perioada aceasta nebună? Pentru mine a fost fantastică. Da. Mi s-au întâmplat foarte multe lucruri bune. Cel mai frumos lucru din viața mea, am devenit tătic. Am o fată minunată, o familie senzațională. Am avut timp să stau acasă, să mă bucur de lucruri simple și să mă bucur de dragoste. Am avut timp să creez foarte mult, am foarte multă muzică. Singurul lucru nasol a fost că a fost mai greu să cu concertele și a fost greu pentru toată echipa mea tehnică, pentru toată trupa, a fost foarte, foarte greu. Dar pentru mine personal, dacă mă întrebați, pentru mine a fost bine, adică nu am de ce să mă plâng. Și
Da, sper să se termine toată povestea asta și să revenim ușor, ușor la normal. Așa sperăm și noi. Apropo de asta, vreau o părere umană. Știi că mulți dintre noi fugim așa un pic de partea asta de familie și ne gândim, dacă apare un copil, ne complică viața, nu mai avem timp pentru tine, care știm cu toții cât de multe activități ai. Da. Cum a fost apariția unui copil? Este o provocare sau nu? Apariția unui copil este o mare bucurie. Eu, când o să... Mă rog, pentru cei care n-au copii, dar sunt, cred că se uită mulți care au copii, în momentul în care vine copilul pe lume, îți dai seama că n-ai iubit niciodată în felul ăsta. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, te ia panica, pentru că toate planurile și toată viața trebuie să se aranjeze altfel. Al treilea lucru, pentru tată nu e așa de greu, nu e chiar așa de greu, pentru mamă e foarte greu, în comparație cu tată. Adică eu n-am de ce să mă plâng. Gina e o mamă minunată, se ocupă de copil zilnic. Noi petrecem foarte mult timp cu ea, face parte din viețile noastre, am mers și în vacanță cu ea. Eu, când o să înceapă și diversificarea, o să încep să o iau și eu cu mine la studio, că dacă nu scoală tatul, trebuie să fiu... Na, e mai complicat. Și da, e o provocare, evident, dar cumva eu cred că trebuie ca... venirea copilului să nu-ți schimbe viața, adică să nu-ți dea viața peste cap, cu siguranță ți-o va schimba, dar e important e să integrezi copilul în viața ta. Știi? Că e sănătos și pentru copil, cred. Cu siguranță, felicitări apropo, vouă, felicitări pentru fiica voastră să fie sănătoasă. Ai spus că ai scris multe melodii, știm foarte bine că ai și lansat multe dintre ele în timpul pandemiei. N-am nici măcar 1% n-am lansat. Asta voiam să te întreb. Dă-ne o informație din interiorul casei, ce urmează să lansezi? Nu știu, nici eu nu știu ce urmează. Chiar săptămâna asta am avut o întâlnire în care am discutat cu toată echipa mea de la HA Production să vedem ce facem, că nu știm cum să facem cu atâta muzică. Nu știm când să o lansăm. Am 40 ceva de piese făcute pe care vreau să le lansez și probabil încă atâta pe care nu o să le mai lansez. Dar da, și trebuie să văd ce fac, cum le grupez, albume, EP-uri, nu știu, e foarte multă muzică, dar asta nu e rău. Abia aștept să încep să lansez. Probabil că în toamnă o să vin cu ceva neașteptat, adică nici eu nu știu la ce să mă aștept. Noi suntem curioși, să știi că te așteptăm la Radio Europa FM să lansăm măcar una dintre aceste piețe. Și Smiley, la final, un ultim gând pentru ascultătorii Europa FM. Dragilor, să aveți o vacanță frumoasă, să vă bucurați de soare, de vreme bună și de muzică frumoasă. Și să sperăm că toamna ne va găsi sănătoși, în bună dispoziție și întâlnindu-ne în continuare în condiții normale. Așa să fie, îi mulțumim frumos lui Smiley, iar noi vă salutăm cu mare, mare drag de la Europa FM, live pe plajă! Yeah, yeah, yeah. Foarte bine, foarte bine, nu faci... Yeah, yeah, yeah. Nu, stați așa, vreau să zic altceva. Bine! În secret mi-e doar de tine, dar te rog, oficial nu merge. Mi-e bine, în secret mi-e